Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou unboxing. De data asta avem o pereche de căști de la HyperX. Știți foarte bine că eu folosesc căștile de la HyperX, în concam și stingerele pe care le-am prezentat acum ceva timp. Dar acum am primit și această pereche de căști HyperX Cloud Revolver, fiind cele mai, șmechere să le zic așa, căști de la HyperX care au fost scoase în ultimul timp. O să încerc să deschid eu asta de aici, deși o să fie destul de greu cu o singură mână. Trebuie un asistent, bă băieți. Știți ce? Data viitoare cred că o să-mi angajez un asistent să fie totul bine, încât să nu mai avem probleme de genul acesta. Ia, hai că trebuie să reușim noi o șmecherie pe aici. Dar ce nu filmez cu cameră? Pentru că nu am cameră. Am telefon și bun de folosit. Ah, uite că funcționează. Ok. Sus. Sus. Mă, să nu cadă ceva. Oh. Seamănă foarte mult cu cutia de la HyperX Cloud normal, primele clouduri pe care le-au scos acum foarte mult timp. Țin minte că mi-am luat cloudurile, primele clouduri la ofertă de Black Friday și am fost foarte fericit de ce am cumpărat. Și acum hai să vedem dacă Cloud Revolver vor fi la același nivel. Oh, mai avem aici niște informații. Nu știu cum ai putea să citești acele informații dacă nu rup cutia într-un fel foarte dramatic, dar îmi place felul cum e împachetat. Și cutia de la Revolver, parcă e o mini-versiune de la cutia de la Cloud normal. Și acum o să vedem dacă putem să ridicăm asta din nou, repet, cu o singură mână. Cer să operez aici cu o singură mână, totul este ultra mega nedesfăcut și sigilat și chestii genul ăsta a trebuit. Bine, am desigilat eu acel scotch înainte de a începe filmarea, pentru că am zis că asta mai trebuie acum să tai și cu un cuțit totul. Să mai stau să filmez și cu tăierea cuțitului și cu toate alea. Dăm așa frumos. Op, așa. Din nou, foarte bine cunoscuta pentru cei care ați mai cumpărat căști de la HyperX. Știți că primiți un fel de congratulations, bine ați venit în echipa HyperX. Bine, fel de a spune. Un guide aici, cum să le folosiți pentru console și pentru PC și pentru uzul în general și stratul de protecție. Să dăm frumos să-ți lăparte. În primul rând, dacă te uita așa, ai zice că sunt cloudurile normale, dar arată foarte bine. Avem și acel controller de volum și de microfon. La fel, separat ca la HyperX Cloud normal. Eu tot fac comparație cu ce am și cu ce am avut. Deci HyperX Cloud normal a avut la fel controlul de volum separat, după cum vedeți aici. De mai departe avem căștile cu cablul lor. Vedem să le și scoatem de aici. Foarte cool. Cum vedeți aici. Cu un design pe care l-am mai întâlnit eu la anumite căști. Dar cadrul este metalic, nu este de plastic, deci cel mai probabil nu o să pocnească prea curând, cum probabil nu trebuiască de asta. Și par foarte moi, deci mi se par foarte pufoase la prima atingere. Avem logo HyperX frumos acolo, jack-ul pentru căști, pentru microfon, pardon. Și microfonul aici separat, un microfon destul de măricel microfonul ăsta și care se ondulează în toate felurile. Probabil că nu o să-l folosim foarte des, în cont că nu avem microfonul separat. Și cel mai important, gelul de siliciu. Sau ce ar fi geluri de alea. Știți, voi aveți grijă că astea sunt periculoase, nu vă puneți să le mâncați. Și cam ar fi tot. Aparent astea n-au venit cu o husă ca primele clouduri, dar ce drept arată la fel de bine și mi se pare destul de mișto. Doamne, bun, că asta ar fi pentru acest unboxing. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, coment cu părerea voastră despre căști, dacă le aveți sau chestii genul ăsta și aveți răbdare că în curând, săptămâna asta, o să vină și un review pentru aceste căști. Aici a fost Bob, ne auzim data viitoare. Pa, pa!